Prințul Charles este noul monarh și a fost proclamat astăzi oficial drept regele Charles al III-lea al Marii Britanii. Evenimentul a fost urmat de salve de tun, iar documentul a fost dat citirii în Londra și în principalele orașe ale Regatului Unit, Edinburgh în Scoția, Belfast în Irlanda de Nord și Cardiff în Țara Galilor. Este pentru prima dată când ceremonia istorică a fost televizată. În primul său discurs, noul suveran a declarat că va servi cu loialitate, respect și dragoste poporul britanic. La ceremonia de la Palatul St. James din Londra au participat aproape 200 de membri ai Consiliului Privat, inclusiv foștii prim-ministri. Proclamația oficială a regelui Charles al III-lea a fost anunțată și semnată de mai mulți oficiali britanici din Consiliul de Securitate. Sunt profund conștient de această imensă moștenire și de îndatoririle și responsabilitățile mari care îmi revin acum. În asumarea acestora, mă voi strădui să urmez exemplul ei inspirațional și să caut pacea și unitatea pentru națiune. Știu că voi fi ajutat de oameni, voi fi ghidat de Consiliu și de Parlamentul ales. Potrivit tradiției, documentul a fost dat citirii pentru poporul britanic la balconul palatului. That the Prince Charles Philip Arthur George is now, by the death of our late sovereign of happy memory, become our only lawful and rightful liege lord, Charles the Third. God save the King! După ceremonie au fost trase salve de tun în onoarea noului rege. La Londra, Charles a ajuns aseară însoțit de soția sa, regina consoartă Camilla. Înainte de a intra în Palatul Buckingham, el a salutat mulțimea din fața porților și a primit direct condoleanțe și urări de bine pentru domnia pe care o începe. Noul suveran a avut apoi prima sa audiență oficială cu Liz Truss, șefa guvernului britanic. Your Majesty. După această întâlnire, Charles s-a adresat pentru prima oară națiunii în calitate de rege al Marii Britanii, în care a comunicat că regina este un exemplu pentru sine și pentru familia regală, pentru dedicația și devotamentul ei. I pay tribute to my mother's memory. Aduc un omagiu memoriei mamei mele și îi onorez viața de serviciu. Știu că moartea ei aduce o mare tristețe pentru mulți și împărtășesc acest sentiment de pierdere. Mă angajez solemn în timpul rămas pe care mi-l acordă Dumnezeu să susțin principiile constituționale. Oriunde ați locui în Regatul Unit sau în tărâmurile și teritoriile din întreaga lume, mă voi strădui să vă servesc cu loialitate, respect și dragoste, așa cum am făcut-o de-a lungul vieții mele. Mii de oameni s-au adunat în fața Palatului Buckingham din Londra pentru a aduce un omagiu reginei Elizabeta II, care a murit joi la vârsta de 96 de ani la castelul Balmoral din Scoția. Regele Charles al III-lea al Marii Britanii a aprobat un ordin ca ziua în care regina Elizabeta II va fi înmormântată să fie declarată sărbătoare națională.